Salutare, dragi prieteni! Ne aflăm la Second Face Tattoo and Body Piercing și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru că, prin intermediul materialului pe care îl vizionați chiar acum, veți avea ocazia de a afla toate informațiile despre tatuaje, despre body piercing, dar și despre tehnica de îndepărtare a tatuajelor cu ajutorul laserului. Eu sunt Cosmina Păsărin, alături de mine se află Cornel Dima, ownerul salonului, și el este cel care vă va oferi toate informațiile de care aveți nevoie. Înainte de a porni discuția, vă mai spun despre Cornel că el este și piercerul Second Face și totodată realizează procedurile de înlăturare a tatuajelor. Cornel, bine te-am găsit! Foarte frumoasă atmosfera aici la voi în salon și înainte de a porni discuția o să te rog să le spui celor care ne urmăresc în câteva cuvinte povestea Second Face. Păi povestea Second Face în primul rând începe în urmă cu aproape 12 ani. Ne bucurăm că anul ăsta împlinim și noi 12 ani. Mulțumim frumos! Experiența atât a mea cât și a partenerului meu este una care se întinde dincolo de cei 12 ani de Second Face Tattoo. Suntem încântați, în primul rând, și o facem din pasiune, suntem încântați de clienții pe care îi avem în salon, de vibe-ul pe care ne-l transmit atât ei cât și noi lor și sperăm să s-o ținem exact cât mai mult în ritmul acesta. Așa va fi, sunt sigură. Am văzut că în ultimii ani din ce în ce mai mulți oameni poartă tatuaje, înțelegem deci că s-a schimbat destul de mult mentalitatea când vine vorba despre tatuaje, nu? Clar, da. În sfârșit și la noi în țară avem acest vibe bun asupra tatuajelor, cât și a piercingului în egală măsură. Oamenii sunt mult mai deschiși atât la tatuaje cât și la piercing și asta se vede și din, atât din volumul de clienți pe care îi avem, cât și din cerințele lor. Fac o comparație cu ce se întâmpla în urmă cu mai mulți ani, când oamenii erau un pic speriați de tatuajele mari să nu fie la vedere. Da, și aveau și foarte multe prejudecăți. Și, clar, da. Și asta și unde am ajuns acum. Vorbim de tatuaje mari, toți optează către tatuajele cât mai mari, cât mai la vedere, cât mai colorate, da? Bineînțeles, cât mai mult realism în ele. E un lucru îmbucurător pentru noi, pentru că este în același timp și o provocare, atât pentru noi ca salon, cât și pentru artiștii noștri. Fiecare încearcă să obțină un produs cât mai bun din lucrarea pe care o face și automat îi ambiționează mult mai mult. Asta e și o colaborare cu clientul aici, ca o paranteză, să spun, asupra modelului pe care și-l aleg. Bun, spune repede câte tatuaje ai. Nu știu dacă așa să pare numărăm, că n-ai niciunul, da. Nu știu dacă să numărăm ca un tatuaj sau să-l împărțim în mai multe. În orice caz am aproape tot piciorul drept făcut. Deci nu te-ai jucat. Da, a durat ceva, într-adevăr. A fost un proiect care s-a întins pe câțiva ani pentru că nici eu nu am avut timpul necesar să mă dedic numai ședințelor de tatuaj. Bineînțeles, lucrând cu colegii salonului, fiind și eu ocupat cu programările, m-am strecurat și eu printre picături. Însă mai am un pic și îl finalizez. Sunt încântat. E o poveste care mă reprezintă și este un sfat pe care îl dăm și clienților noștri. Întotdeauna să-și facă ceva care să-i reprezinte, că-l poartă cu ei. Așa este și firesc și bineînțeles că pe parcursul acestui video vom dezvolta acest subiect. Până ajungem la acest punct al discuției, aș vrea să-mi spui, aș vrea să o luăm de la început. E nevoie de programare pentru executarea unui tatuaj sau poate veni oricine, oricând? Și... Nu. Noi le recomandăm clienților clar să-și facă o programare. Bineînțeles, pentru o programare trebuie să stabilim modelul pe care și-l dorește clientul, dimensiunea la care dorește să fie executat. În cazul în care clientul are un model, el poate să apeleze la formularul nostru de pe site, se numește chiar trimite formular, poate să ne trimită modelul pe care îl are, primind toate informațiile necesare asupra costului, timpului de lucru și a unei eventuale programări. Bineînțeles, o variantă mult mai ușoară, în cazul în care nu dorește să completeze atât de mult, poate să acceseze și WhatsApp-ul, unde și acolo intră în legătură cu noi și primește toate informațiile dorite. Și sunt convinsă că și pe rețelele de socializare sunteți foarte active, așa că puteți accesa și conturile de Facebook și de Instagram ale salonului. Există vreo vârstă minimă când vine vorba despre executarea unui tatuaj? Trebuie să ai, peste 18 ani? Vorbim de partea legală. Între 16 și 18 ani poți să-ți faci un tatuaj cu acordul scris al unuia dintre părinți. Peste 18 ani nu se mai pune această problemă, clar, poți să vii singurel. Da. Iar ce ține sub vârsta de 16 ani, nu te poți tatua nici măcar cu acordul scris al părintelui. Deci de ce? Vorbim de o vârstă minimă, chiar dacă avem acordul scris al părintelui, vârsta minimă fiind cea de 16 ani. Sunt niște reglementări ale statului, să spunem așa, prin care ne dă voie de la o anumită vârstă în sus să putem să efectuăm un tatuaj.
Ah, înțeleg, deci treburile nu sunt atât de... Da, asta este un lucru care ar trebui respectat și cu care noi suntem de acord. Și mie din punctul mi se nostru pare de vedere, suntem de acord cu aceste reglementări. Și le respectați în chiar, da, chiar apreciem într-un fel oarecum aceste limite impuse. Înțeleg. Un client când vine la voi trebuie să se pregătească în vreun fel anume înainte de a se tatua? Noi avem câteva recomandări pentru parte de pregătire, cum o numim noi, înainte de tatuaj. Mai exact, clientului recomandăm să hidrateze zona folosind o cremă hidratantă. O cremă specială sau orice tip de cremă? O cremă hidratantă în prima fază de corp. Și bineînțeles, un lucru foarte important pentru noi, să se odihnească și să nu consume alcool în seara dinainte executării tatuajului și nici în dimineața din ziua respectivă. Nu e recomandat să consume băuturi alcoolice. Tantana, hai că ai atins un punct interesant al discuției, pentru că îmi propusesem să aflu de la tine aceste detalii. Așadar, nu este bine să consumăm alcool. Știi că mulți merg pe ideea că hai că prind un pic de curaj și mă duc... Da, pentru ei la, poate curaj, dar la ședința de tatuat și beau ceva înainte. Da, am auzit și noi chestia aceasta, am auzit, bine, unele vin sub formă de glumă, altele chiar cred că sunt clienții sunt foarte hotărâți că ar fi bine să facă acest lucru. Ideea este că noi nu recomandăm acest lucru pentru că automat în momentul în care consum băuturi alcoolice și circulația sângelui este una mult mai intensă. În momentul în care tatuezi, există o sângerare puternică, pigmentul de culoare este respins de către organism prin acea sângerare, clientul se chinuie și rezultatul nu este niciunul corect. Și probabil că se chinuie și chiar și artistul, mă gândesc. Artistul clar se chinuie și el foarte mult și rezultatul final, nefiind unul potrivit, nefiind unul bun, automat clientul trebuie să revină pentru o ședință de refacere, să spunem așa, a zonei. Nu considerăm că trebuie să se chinuie în halul acesta. Plus că dacă ne referim și la partea de durere, că ne este frică și de aia consumăm ceva, să zicem, o băutură alcoolică înainte, nu se pune problema de durere. În orice caz, noi avem grijă să familiarizăm clientul întotdeauna înainte cu senzația. Ce înseamnă a familiariza? Artistul întotdeauna are grijă, pardon, trage o linie, îi arată care este senzația, îl familiarizează cu el. Care e nivelul, intensitatea. Exact. După care începe procedura propriu-zisă de tatuaj. Există posibilitatea să faci pauze în timpul tatuajului, în special pauze se fac în momentul în care vorbim de lucrări mari, pentru că nu o să ținem un scaun nemișcat. Da. Deci n-ar trebui să se gândească sub nicio formă la o să mă doară, hai să beau ceva, trebuie să prind curaj. Nu. Încerc să vină cât mai relaxat, am spune noi. Chiar dacă e un pic greu să faci lucrul ăsta, fiind la prima experiență, totuși... Dar există și clienți care totuși din cauza fricii au dat înapoi? Nu cred. Nu s-a întâmplat. Nu la noi. Nu la voi. Nu la noi. Acum nu pot să generalizez, dar chiar nu mi-amintesc acest lucru. Toată lumea a fost foarte ok, pentru că și noi încercăm să vorbim cu ei înainte de ședința propriu-zisă. Discutăm, le răspundem la întrebări. Încercăm să creăm o atmosferă cât mai caldă și să-i conferim și un pic de încredere. În felul ăsta el se relaxează și atunci ușor intră în atmosfera respectivă și este și lui mult mai ok, conștientizând în momentul în care s-a pus aparatul pe el și a început să se tatueze că lucrurile nu stau chiar așa cum a crezut cum el, cu ideea cu care a venit și ceea ce de fapt se întâmplă. Să nu uităm că totul vine din minte. Corect. Dar la ședințele de tatuaj, de tatuare, cum vin clienții? Vin însoțiți, vin singuri? De multe ori tind să vină însoțiți. Nu e nicio problemă din punctul nostru de vedere că vin soții de un prieten, prietenă. În cazul în care consider că este nevoie să te consulți cu cineva asupra modelului înainte de a fi imprima pe tine, este ok. Însă în momentul în care se efectuează procedura de tatuare, în camera de lucru nu poate să intre decât clientul. Automat prietenul care sau prietena care îl însoțește o să trească să ia loc într-un spațiu special amenajat. Deci n-au pentru voie soțitor. În aceeași încăpere, nu? Nu. Și nici nu recomandăm clar acest lucru. Păi atunci la ce mai vine? Da, vine mulți consideră că dacă vin însoțiți, am observat lucrul acesta. Da, se simte mai confortabil. Se simte mai confortabil, că de multe ori, de fapt, tot timpul nu este așa. Nu înseamnă că cel care te însoțește îți transmite un vibe mai bun. Din contră, au fost în trecut persoane care... au avut tendința de a râde, exact, sau de a se speria. S-au chiar fricoase, am avut, da, am avut ca o parte amuzantă. Am avut un moment în trecut în care tot așa însoțit prietenul cu prietena, ea s-a tatuat, și el a însoțit-o. Exact. Deci a fost un moment în care, nu știu dacă să râdem sau n-a fost chiar așa haios. Da, însă, nu e. E mai bine ca să ne gândim și la artist.
Deci dacă ținem și de partea de artist, e bine să ne gândim și la el. Artistul trebuie să se concentreze în momentul în care efectuează un tatuaj, e focusat pe lucrare, automat și el, cât și clientul își doresc un rezultat cât mai bun, pentru că de-aia au apelat la serviciile noastre. Și în momentul în care există în camera de lucru artistul cu clientul, lucrurile merg mult mai ușor, totul e mult mai degajat, inclusiv că există o comunicare continuă în timpul tatuajului între client și artist. Se povestește, se discută, vorbim de parte de îngrijire, vorbim de orice alt lucru. Deci clientul nu trebuie să se sperie că o să stea țapând pe un scaun cât durează tatuajul. Nevorbit, avem, exact, ore, nevorbit, da, că durează jumătate de oră, da, sau că durează, da, 6 ore, bineînțeles are cu cine să discute. Deci părerea mea este că nu este chiar necesar să venim însoțiți la tatuaj. Care a fost cea mai mare durată când vine vorba de... despre executarea unui tatuaj la voi în salon? Acum contează foarte mult mărimea. Dacă vorbim de tatuaje foarte mari, noi le împărțim în ședințe sau zile de lucru, să le spunem așa. Spre exemplu, o ședință la noi durează aproximativ 6 ore, iar cât ține de parte de cel mai mare tatuaj, aici putem să discutăm, avem clienți, avem un client de fapt care, la care am pierdut numărul de ședințe, e un client care are tot corpul tatuat la noi, vine, wow, de mulți ani, nu știu, aș putea spune că de 10 ani. Poate chiar de la început, da. Exact, aproape de la început vine la noi. Avem un alt client care are ambele brațe tatuate, pieptul și o mare parte din spate. Avem automat și clienți care au un full sleeve doar sau o gambă, un picior. Avem lucrări foarte mari. Însă ideea e că trebuie să înțeleagă că un proiect mare este executat într-un număr de ședințe sau zile de lucru, cum am spus că le numim noi. Pentru lucrurile bune, iată, e nevoie de timp. Clar, clar. Trebuie să te dedici în momentul în care faci un tatuaj, asupra detaliilor, să ai răbdare să-l execuți, să nu treci peste detalii foarte repede, că automat nici rezultatul final nu este unul bun. Bun. Unul dorit. Unul dorit, exact, aș spune. Da. Exact. Toată lumea se întreabă de ce doare albul și o să te rog pe tine să ne dai un răspuns. Asta cu de ce doare albul, nu doar albul doare. Deci că doare cel mai tare. Aici putem vorbi despre orice culoare pe care o introducem, nu doar de alb, la sfârșitul tatuajului în piele. Trebuie să ne gândim că zona fiind lucrată un număr de ore, pielea este iritată, iar în momentul în care revii la final peste zona iritată, că vorbim de alb sau vorbim de o altă culoare, senzația este un pic mai intensă. Nu trebuie să ne speriem totuși, toată lumea întreabă, doare rău de tot? Nu doare rău de tot. Da, există o senzație mai intensă, cum am spus mai devreme, însă este normal. Este ceva, noi le explicăm clienților să nu se sperie de acest lucru. Sunt foarte multe memuri ca o glumă pe net, pe tema asta cu albul, când vine artistul și bagă albul, toți o iau la fugă. Da, nu este chiar așa, dar într-adevăr e mai intensă senzația. Cum trebuie îngrijit un tatuaj după ce este efectuat? Noi recomandăm o cremă profesională de îngrijit tatuajul. Ea în general se aplică între 7 și 10 zile, într-un strat subțire de 3-4 ori pe zi. La finalizarea unui tatuaj, clientul primește oricum toată informația necesară pe partea de îngrijire de la artist. Așa că lăsăm și în seama lui partea de îngrijire. Cât ține de creme, am spus, noi recomandăm cremele profesionale. Avem de unde să le luăm? Avem această posibilitate inclusiv la noi în țară, ajută la o vindecare mult mai rapidă și corectă pentru tatuaj. Dar dacă o persoană nu e atât de atentă la aceste detalii și nu și îngrijește aproape deloc tatuajul, ce se întâmplă? Păi atunci să n-ai bine. Își face o mare de serviciu. Dacă mai știi cum e, n-ar trebui să aibă nici pretenții ca tatuajul să mai arate bine la final. Poate să facă o poză să vadă cum arată când este gata tatuajul în momentul în care a executat artistul tatuajul, da, și pe urmă, da, da, să își facă o poză să vadă cum arată un tatuaj neîngrijit. Necesită o îngrijire, lucru pe care de aceea și artistul îl explică la final, de ce e bine să facă lucrurile respective, pentru că nu vorbim doar de cremele pe care le folosim, ci explicăm și care este rostul lor și de ce, corect, e bine că îl spălăm, că îl dăm cu cremă, care sunt factorii care ajută la vindecare prin îngrijirea lui. Tatuaje ciudate au făcut artiștii voștri tatuatori în salon? Întrebarea asta o primim foarte des, ciudat. Acum, nu există un răspuns clar la întrebarea asta și îți spun sincer și de ce. Niciun tatuaj nu este ciudat. Fii-o aici, idee, dacă... Ok. Dacă facem referire la ciudat ca zonă pe corp, pot să spun că am tatuat toate zonele. Dacă facem referire, în schimb, la un model... La mesaj, la model, okay, mă gândeam. Bine. Uite, vine un client care spune că își iubește foarte mult, okay, și ți se pare ciudat, și vrea să-și tatueze pe gât numele ei. Ce, okay, faceți? Da, vezi? Aici e o chestie nouă. Ce ți se pare ciudat, lui se pare interesant. De acord. Adică e strict punctul de vedere pe care îl are fiecare. Cum înțelege și cum vede el. Și face fiecare ce își dorește până la urmă. Corect. Acum dar să nu uităm că până la urmă... totuși, măi, ar
fi bine totuși să nu statuezi numele iubitei, că poate... În primul rând, purtăm clar discuții cu clienții care doresc să-și facă tatuaje în zone la vedere, care nu sunt tatuați. Îți dau un exemplu. Am întâlnit cazuri în care au venit cu cerință, nu aveau niciun tatuaj pe corp, au dorit să-și facă din prima pe pumn sau pe gât. Sau în zone la foarte vedere. Vizibile. Exact. Atât timp cât ești nou în domeniul acesta, nu ești cunoscător, există clar și niște recomandări din partea artistului. Este sfătuit, spre exemplu, când vorbim de pumn, să înceapă poate cu o parte superioară a brațului, să se familiarizeze atât cu tatuajul, scuze, să se familiarizeze atât cu tatuajul, cât și cu ideea că purtăm ceva la vedere. În general, pumnul este partea finală a unui full sleeve, a unui braț întreg. Închidem practic un braț întreg cu pumn, la fel și partea de gât. Noi venim cu recomandări, sfaturi, discutăm cu clientul, până la urmă decizia îi aparține. Însă da, ne implicăm în discuția aceasta, căutând să explicăm cât mai mult și cât mai logic de ce e bine și de ce nu. E foarte important că faceți acest lucru și pentru că tot ai vorbit despre această zonă, este adevărat ce se spune că nu ar rezista atât de mult și atât de bine culorile în această zonă? Da, și nu și vorbim mai ales doar... în zona degetelor? Exact, asta vreau să spun, nu doar în zona pumnului, cât în special în zona degetelor. Bineînțeles, și partea de pumn se comportă asemănător. Trebuie să ne gândim că textura de piele de pe degete este complet diferită de restul corpului. Imaginează-ți când stai cu mâinile în apă. Ai observat, pielea se încrețește. Avem parte de o altă textură de piele. Noi, din punctul nostru de vedere, o numim o textură de piele care nu reține pigmentul de culoare corect după vindecare. De aici, avem și exemplu cel mai bun pe Google, simplu, căutați Tattoo Finger Healed și acolo o să vedeți foarte multe exemple cum arată un tatuaj când este executat și la o distanță de maxim o săptămână, când el teoretic ar trebui să fie deja la finalul vindecării. Și o să vedem decolorarea tatuajului, poate linii difuzate, toate acestea sunt din cauza zonei. La fel, nu recomandăm zona respectivă, încercăm să îi îndrumăm și cu exemple, de aceea am dat și exemplu cu Google-ul, acum ține de ei. Până la urmă, decizia le aparține, însă făcându-ți ceva pe viață, rămânând cu el, e bine să te gândești de două ori, să spunem așa, înainte să iei o decizie. Și de trei și de patru. Corect, corect. Care sunt cele mai sensibile zone ale corpului? În general, zonele unde pielea este mai subțire. Zona încheieturilor, și fac referire atât la încheietura mâinii. Pot confirma. Da, ok. Zona gâtului, la fel unde pielea este subțire, zona coastelor. Da. Bine, totuși trebuie să ne gândim că și zonele menționate nu este o senzație foarte dureroasă. Este o senzație un pic mai intensă. Dar nu o luăm la fugă. Asta și vreau cred să că de, diferă de la om la om, mă gândesc, nu? Clar, bineînțeles. Știi cum e. Fiecare percepe altfel senzația de durere, senzația de disconfort și automat sunt persoane. Noi am întâlnit foarte mulți clienți pe care i-am tatuat în zona acasă și ne-am spus și eu nu am nicio problemă cu zona aceasta. Cred, dacă îmi amintesc eu bine, chiar am avut un client care a dormit fizic în timpul procesului de tatuare și noi eram foarte mirați știind că, în general, de la clienți este o zonă un pic mai sensibilă. Nu-ți permite chiar să te culci, dar a fost interesantă experiența și atunci ne-am dat seama că, exact, sunt persoane care tolerează mai mult. Ce nivel înalt de toleranță. Da, exact, exact. Interesant, exact. Da. Mereu m-am întrebat ce se întâmplă în momentul în care te îngrași, ce se întâmplă cu un tatuaj. O altă întrebare des întâlnită. Tatuajul, în primul rând, nu se deformează. Nu se deformează dacă mergi la sală, nu se deformează dacă te îngrași. Tatuajul se mărește proporțional cu masa musculară, la fel și dacă te îngrași. Bine, corect. Acum trebuie să ținem și seama că dacă facem diferențe foarte mari, adică dacă vorbim că luăm în greutate 40-50 de kg, există posibilitatea totuși ca pielea întinzându-se foarte mult să prinzi anumite zone în care el să se deformeze. Dar până acum noi nu am întâlnit astfel de cazuri. Avem clienți care merg la sală, care și-au mărit masa musculară, n-au avut absolut nicio problemă cu tatuajul, tatuajul lor arată la fel. Deci nu trebuie să ne facem griji din punctul ăsta de vedere. Avem întrebarea asta des întâlnită, dacă îmi fac tatuaj acum și încep să merg și eu la sală, vreau să măresc și o masa musculară, ce fac cu tatuajul? Nu este absolut nicio problemă, poți să tatuezi când dorești tu. Aș vrea să vorbim acum un pic despre clienții voștri și sunt curioasă să aflu dacă ați avut clienți, nu știu, care aveau 50, 60, 70 de ani. Avem un client, ne este drag de el chiar, un client în vârstă, are în jur de 78 de ani. Da, este un client fidel al salonului, un american care iubește România și vine în fiecare an la noi în țară. Iar în fiecare călătorie pe care o face, ne face o vizită și își mai adaugă un mic tatuaj pe el. Fiecare tatuaj are o poveste, reprezintă ceva pentru el. Și suntem extraordinar de încântați că vine de fiecare, vine dată, de fiecare la dată la noi. Da. Am putea să spunem că suntem prieteni. Prietenul vostru, suntem prieteni și
chiar apreciem mult lucrul acesta și... Bine, sunt convinsă că aveți mulți clienți care țin foarte mult la voi și corect, vă vizitează. Corect, da, avem clienți care ne apreciază, ne vizitează. E o mulțumire pentru noi, apreciem și noi la rândul nostru foarte mult acest lucru. În primul rând, pentru noi e o bucurie că ne dăm seama că munca depusă de noi, efortul pe care îl fac atât eu cât și colegii mei, are rezultate. Atât cât în timp cât un client se întoarce și doar să te salute, nu să revină pentru un alt tatuaj sau piercing, e o mulțumire pentru tine și ești încântat, adică îți dă un boost practic în ceea ce faci, e momentul ăla când știi cum e, parcă și dacă am obosit un pic și vezi așa ceva, pai că mai merge, știi, vreau mai mult, îți dă așa un vibe bun. La mare putem merge după ce ne facem tatuaje sau ne putem expune la soare? Nu este recomandată expunerea tatuajului la soare cel puțin o lună de zile după efectuarea lui. La fel ca și... Așadar nu ne tatuăm vara, înțeleg, nu? Acum depinde de programul pe care îl avem, știi cum e, dacă plecăm în august putem să ne tatuăm în aprilie, mai, fără nicio problemă. Corect, da. La fel nu recomandăm nici piscina și nici apa mării minim 2 săptămâni de zile după efectuarea tatuajului. Iar în momentul în care le expunem la soare, recomandarea noastră este să protejăm tatuajul folosind o soluție sau o cremă cu factor de protecție cât mai ridicat. Strict pe zona tatuajului. Soarele tinde să mătuiască culorile. Folosind protecția solară, noi protejăm tatuajul și ne bucurăm de el perioade îndelungate de timp, păstrându-l exact ca atunci când l-am finalizat ca și execuție. Dar acea folie, cât timp o ținem, cât o purtăm? Noi recomandăm să fie ținută timp de 3 ore. Doar 3 ore, da, exact, după executarea tatuajului. Îndepărtăm folia, spălăm zona cu apă rece ca să închidem porii și săpun, clătim, uscăm zona prin tamponare și începem să aplicăm tratamentul de vindecare a tatuajului, crema profesională despre care am discutat mai devreme. A, și doar despre cele 3 ore vorbim. Atât, nu? Vorbim, da. A, clar, pe vremuri când îmi făceam eu tatuaje, țineam și câteva zile acea folie. Da. Dar înțeleg că s-au mai schimbat metodele. Sau nu doar metodele. Ideea este că toți artiștii au constatat că nu poți să ții o folie la nesfârșit pe un tatuaj. În primul rând trebuie să ne gândim că pielea nu respiră. Clar, nu ajută nici la vindecare. Am avut și o experiență sinceră, într-adevăr, dacă e să vorbim așa de experiențe cu ținutul folii. Că țineam acea folie foarte mult. Și... Eu am avut ocazia, m-am tatuat în străinătate la un moment dat și am avut un drum lung de făcut. Și exact după ce am finalizat tatuajul, m-am pus la drum ca să ajung în țară. Mergând cu mașina, 2 zile am stat cu folia pe picior. Nu poți să-ți imaginezi ce a fost în momentul în care mi-am dat jos folia de pe picior. A fost groaznic, atât cum arăta pielea în zona respectivă. Cum arăta și tatuajul. Tatuajul am avut noroc că nu l-am stricat, însă clar mi-am dat seama din momentul respectiv că nu e bine să ții folia atâta. Și practic considerăm că este un timp suficient cele 3 ore în care, bun, pleci la drum, te-ai tatuat în seara asta, ai tatuajul la noi și pleci la un drum mai lung, că ești din Oradea, din Timișoara și că ții folia 6 ore, 7 ore, asta este, nu e o tragedie că ai ținut atâta. Dar dacă avem posibilitatea, clar, 3 ore este perioada pe care o recomandăm noi și nu mai mult. Bun, tatuajele color? Se decolorează mai repede? Iar o întrebare des întâlnită. Nu, din punctul nostru de vedere nu se decolorează mai repede atât timp cât ai grijă de ele. Ele se decolorează la fel, că vorbim de tatuaj color sau black and grey, dacă n-ai grijă de ele. Ce înseamnă a avea grijă de un tatuaj? Noi recomandăm în primul rând, cum am povestit și mai devreme, în momentul în care le expunem la soare și nu vorbesc strict de mersul la mare, că stăm vara în oraș și că avem un tatuaj pe braț, pe antebraț, purtăm un tricou, e recomandat să-l protejăm folosind o soluție cu protecție solară cât mai ridicată, strict zona cu tatuajul, la fel și partea de hidratare. Noi avem atât în salon cât și recomandăm clienților să folosească o cremă hidratantă, de data asta avem aici pe partea de tatuaj vindecat o cremă hidratantă profesională, prin care practic accentuăm nuanța, pigmentul de culoare al tatuajului și îl protejăm în egală măsură. Folosind metodele recomandate, păstrăm nuanțele vii perioade extrem de lungi. Vorbim de ani, zeci de ani. Retușul nu este necesar. Plus că aici mai avem iară contrastul cu pielea. Vorbim de un client care are piele albă, clar, nuanțele rămân pe el mult mai aprinse și dacă are și grijă de el, se bucură de tatuaj și să arate ca atunci când a fost finalizat mulți ani. Avem un ten un pic mai închis, care preferă soarele, solarul. Automat aici putem să vorbim și de colorare un pic de tot mai rapid. Dar aici nu facem referire doar la color, ci vorbim de orice tip de tatuaj. Mă gândesc că de-a lungul timpului ați întâlnit și clienți care apelau la varianta cover. Veneau și își făceau alte tatuaje, le refăceau pe cele vechi. De obicei, când se întâmplă acest lucru? Când nu mai sunt mulțumiți de felul în care ele arată, când modelul nu-i mai reprezintă? Acum,
un cover în general, un client, sunt multe, foarte multe motive. Dau un exemplu, de la acoperi un nume, că tot discutam de chestia asta la un moment dat mai devreme, de la faptul că un tatuaj este vechi, poate am avut clienți care au luat o decizie când au fost tineri, modelul nu-i mai reprezintă, clar. Poate au fost făcute pe la o persoană care nu e chiar profesionistă și automat își dorește ceva mai bun. Exact cum spuneam la început, gândește că și domeniul ăsta a luat o amploare foarte mare și la noi și automat au nevoie de modele noi. E cumva normal mai detaliate și să uită la ce au și zic, bă, mie nu mai place ce mai am, aș vrea să fac și eu ceva frumos, dar să scap și de asta în egală măsură. Și atunci apelează la cover. Bineînțeles, aici trebuie să menționăm faptul că în momentul în care îți dorești un cover, ești un pic limitat. Adică nu merge să vii, uite, mi-a plăcut tatuajul ăsta, vreau să mi-l faci peste. Aici trebuie să existe o colaborare cu artistul care te va tatua. Artistul vine totdeauna cu recomandări. În funcție de tatuajul pe care dorești să ți-l acoperi, el îți spune ce merge și ce nu merge. Pentru că nu prea avem, eu vreau să-mi fac orice, nu prea merge. Trebuie să căutăm nuanțele potrivite care să acopere tatuajul vechi, modelul la fel. Și acum, într-adevăr, putem să mergem în direcția ideii cu care vine clientul, dar de multe ori se întâmplă să nu mergem pe modelul clientului, asta e clar. Să mergem în direcția respectivă, pe tema respectivă, da, putem să căutăm să facem acest lucru, dar 99% aș putea să spun din cazuri, clar nu mergem pe modelul clientului. Și el trebuie să înțeleagă acest lucru că este limitat. E de înțeles, clar. Demontează 3 mituri când vine vorba despre tatuaje. Tot m-am discutat de unul. Stăm cu folia 7 zile pe tatuaj. Excelent. Clar, nu. Nu spălăm tatuajul că se decolorează. Ok, e cazul să curățăm. Da, e cazul să spălăm tatuajul. Chiar este important să curățăm tatuajul. Da. Și mai avem încă un mit care iar e des întâlnit. Am observat, nu trebuie să îngrijesc în niciun fel. Tatuajul se vindecă singur. Nu trebuie îngrijit tatuajul. De aceea există atât cremele profesionale, cât și recomandările artistului. Vorbim, Cornel, chiar acum despre un subiect foarte interesant, body piercing. Și tu ești totodată, pe lângă faptul că ești unul dintre ownerii salonului, ești chiar și piercerul Second Face. Corect. Spune-ne câteva cuvinte înainte de a începe discuția despre acest job, pentru că e practic un job. E un job dificil, îți place? Cum te simți în postul ăsta? În primul rând, am început dintr-o curiozitate. Așa încep lucrurile frumoase. Corect, da. Am început fix odată cu Second Face-ul, deci aș putea spune că am 12 ani de când... Deci chiar de la început? Nu a venit pofta pe parcurs? Nu, chiar de la început. A fost foarte curios și am vrut să avem întotdeauna și partea asta de piercing în salon. Și atras de zona asta, am început să fac piercinguri. Bineînțeles, nu te plictisești niciodată. Nici acum, după 12 ani, aș putea spune că nu mă plictisesc. În special, clienții sunt cei care mă ajută să nu mă plictisesc prin prisma întrebărilor, cerințelor, până și a fricilor, pentru că vom discuta și despre chestia asta. Sunt lucruri care te țin conectat. Curiozități pentru tine, pe care cauți tot timpul să le descoperi, atât mă refer cât pe parte de body piercing, cât și pe tratamente noi, pe partea de îngrijire. Trebuie să fii mereu foarte bine pus la punct. Te ține conectat, să zic așa. Te ține conectat. Dacă îți dai interesul, părerea mea este că te ține conectat. Și este adevărat că este nevoie de o cantitate mare de răbdare când vine vorba despre un astfel de job, pentru că trebuie să înfrunți fricile clienților, trebuie să ai și răbdare. Asta vreau să spun, da, este. În primul rând, răbdare, trebuie să ai foarte multă cu clienții. Nu toți sunt înțelegători, nu toți știu. Nu toți sunt răbdători. Răbdători, înțelegători, nu toți știu unde vin sau ce urmează să li se întâmple. O mare greșeală pe care o fac clienții este că se uită la foarte multe filmulețe înainte, generează niște frici acele filmulețe, senzațiile nu sunt nici pe de aproape cele pe care ei le văd în filmulețele respective. Am văzut și eu de curiozitate niște filmulețe în care fizic clientul urla, țipa, o lua la fugă de pe scaun. Mie în cei 12 ani nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva. Am căutat tot timpul să ofer o procedură cât mai rapidă, prin care să lezăm cât mai puțin zona și implicit să nu provocăm durere. De aceea, eu știind cum lucrez eu, clar sunt surprins de ceea ce văd și eu și cum ajung filmulețele alea, care de fapt nu fac altceva decât să sperie clientul și să-i transmită un vibe mai neplăcut, părerea mea. Tocmai de aceea cred că este bine, iată, să interacționați de fiecare dată cu un specialist care vă oferă toate informațiile. Da, clar, și recomandarea mea este efectiv să uite, să nu fie curioși, pur și simplu să vină și să ia mai degrabă recomandările piercerului
sau dacă au nelămuriri să stea de vorbă un pic cu el înainte, este mult mai bine decât să caute ei informația pe internet. Nu tot timpul informația de pe net este cea corectă. Asta știm și acest lucru, din păcate, este valabil în foarte multe domenii. De la ce vârstă putem să ne facem... La piercing, să spunem că legea este ceva mai îngăduitoare. Între 14 și 16 ani se pot efectua piercinguri cu acordul scris al uneia dintre părinți. De la 16 ani putem să efectuăm piercing fără acordul scris al părintelui. În schimb, la fel, sub vârsta de 14 ani nu putem efectua piercinguri minorilor. Mi se pare corect, nu? Corect. Din punctul meu de vedere, putem să mai așteptăm un pic, exact. Nu ne grăbește nimeni, noi suntem aici, rămânem aici, așa că putem să avem. Dar s-a întâmplat, de exemplu, să vină un adolescent de 16-17 ani la tine însoțit de unul dintre părinți? Clar, clar, vin în continuare și dacă au 20 de ani, adică nu simt seamă de chestia asta. Mă, nu știu dacă de multe ori ei vin însoțiți, e o întrebare pe care mi-o pun și eu, nu îndrăznesc să le adresez lor, dacă vin însoțiți de frica pe care o au ei, de senzația pe care urmează să o resimtă, sau pur și simplu este frica părintelui de modul în care se lucrează. Că și aici o să avem un pic de disputat pe partea asta. Întotdeauna a fost o întrebare pentru mine, de ce e nevoie de un părinte atât timp cât știm, de unde pornește chestia asta de a veni cu un părinte, mă refer. Poate cine știe, o să aflăm și răspunsul. Faci acest lucru de 12 ani, ai tot timpul Asta de aia și spuneam că nu... Răspunsul. Ce materiale sunt recomandate pentru efectuarea unui piercing? Noi, pentru început, recomandăm metalul chirurgical. Bineînțeles, mai este o opțiune și titaniu, este un metal care se găsește ceva mai greu la noi în țară, însă clar mergem pe recomandarea de metal chirurgical. Ajută și la o vindecare mai rapidă și este metalul care creează cele mai puține reacții adverse în momentul în care îl montezi față de celelalte metale. Interesant. Dar materialele folosite pentru efectuarea unui piercing sunt, bineînțeles, de unică folosință, nu? Asta este o treabă... că îți place subiectul ăsta. Da, o să spun până la, epuizare. Aș putea să, ca să încerc să găsesc o formulare cât mai drăguță. Da. E o întrebare des întâlnită. Da, înțeleg într-o oarecare măsură și întrebarea când vine din partea unui părinte, totuși trebuie să ne gândim că da, totul este de unică folosință, totul se desface în fața clientului. Prezentăm aceste lucruri înainte de efectuarea, prezint mai exact aceste lucruri înainte de efectuarea procedurii, asigur și liniștesc clientul. Însă, din punctul meu de vedere, un părinte ar trebui să se gândească că ei sunt cei care pun cele mai multe întrebări când apelează la serviciile unui salon profesional și care are niște acreditări, niște licențe, niște autorizații, ar trebui să ne îndepărtăm un pic de zona aceasta și să nu mai fim atât de agresivi. Când venim, vreau să văd cu ce facem piercingul. Nu e ca și cum acum, pe bune, refolosim acele, pentru că nici noi, și sunt convins, sper că nimeni nu se gândește la așa ceva. Mă refer la alții din domeniul acesta. E o problemă cu care mă confrunt des, care într-adevăr dă niște stări de agitație, aș putea spune, pentru că sunt sătul de chestia asta, de nesiguranța lor. Repet, înțeleg, dar ca și părinte, că vrei să te asiguri un pic, totuși ar trebui să fii un pic mai liniștit. Până la urmă tot nu face muzica, cred că asta vrei să spui, nu? Da. Hai că azi m-am împachetat-o eu repede, da. Corect. Este important să-și dorească să obțină informații. Da, este corect. Ideea este să nu fim atât de agresivi și atât de panicați, că până la urmă apelăm la un salon și ar trebui să venim cu un pic mai multă încredere. Și condițiile sunt întotdeauna optime. Este dureros să-ți faci un piercing? Dureros? Nu, nu este dureros. Toată lumea se sperie de acest lucru. Este o senzație care se poate resimți ca o înțepătură de la analize. Vorbim de fix o secundă. Nu plecăm cu nicio durere. E o intervenție rapidă, da? E o intervenție rapidă, exact. Și aici vorbim că nu plecăm cu nicio durere din salon. Deci nu avem de ce să ne speriem. Înțeleg fricile clienților. Totuși, persoanele care își doresc un piercing pot citi experiența clienților noștri care spun că nu a fost deloc dureros din cele peste 2000 de review-uri pe care le avem pe Google. Pot intra acolo, oamenii și-au împărtășit experiența. Eu cred că îi mai liniștește un pic. Vorbim de un număr foarte mare de review-uri, automat ar trebui să stea un pic mai relaxați. Bineînțeles, și eu caut să-i relaxez pe cât se poate în timpul procedurii și să discut cu ei cât mai mult. Perioada de vindecare, care este? Aici
Trebuie să vorbim în primul rând și de zonele în care efectuăm un piercing, pentru că automat fiecare zonă are un alt timp de vindecare. Că vorbim de zona lobului, putem vorbi între 6 și 10 săptămâni. Că vorbim de zona cartilaginoasă, putem vorbi între 3 și 6 luni de zile. Că vorbim de zona buricului, de zona abdomenului, iar putem vorbi de o perioadă de până la 9 luni de zile. Însă, perioadele astea care par totuși lungi, nu trebuie să ne sperie, sau nu trebuie să-i sperie mai exact pe ei, pe clienți. Nu e o chestie care să-i afecteze pe ei în mod direct. Este vorba de vindecarea pe interior, a găurii, a zonei perforate. Nu e un lucru vizibil. Gaura pe exterior se vindecă mult mai repede. Pur și simplu trebuie să lăsăm zona în pace și să nu facem absolut nimica. Ea se vindecă de la sine. Înțeleg că nu pot apărea infecții de niciun fel? Asta cu infecțiile e de discutat, pentru că da, infecții pot apărea, inflamări ale zonei, depinde unde a fost efectuat piercingul, pot apărea, însă întotdeauna există un factor care declanșează acest lucru. Inflamările pot apărea normal în urma unui șoc, unei lovituri, colectării de praf, mizerie care nu e îndepărtată prin spălare. Sunt câțiva factori, până și o bacterie poate fi contractată în zona respectivă, iar organismul când este mai slăbit, automat preia mai repede o problemă. Dar și în momentul respectiv există un tratament pe care putem să-l facem. Aici este o recomandare să se apeleze la piercer. În momentul în care apare o problemă, va primi recomandările necesare cum să îngrijească zona respectivă în funcție de detaliile pe care le oferă clientul cu problema pe care o are. Cum trebuie îngrijit piercingul? Are o perioadă simplă. Da, are o perioadă simplă de îngrijire. Vorbim undeva de 7 zile în care se aplică o cremă de 2 ori pe zi în strat subțire. Igienă cât mai bună. Cum am menționat și mai devreme, căutăm să evităm cât mai mult șocurile date zonei respective, agățatul, lovitul și așa mai departe. Și, bineînțeles, o recomandare de o soluție salină, apă cu sare mai exact, care ajută la o vindecare mai rapidă, dă un boost vindecării, de fapt, și este și un tratament natural pe care noi îl recomandăm cu încredere pe lângă tratamentul cu cremă. Dar cea mai cerută zona corpului? Asta, vezi, se schimbă. Pentru montare care este. Da, e o chestie care se schimbă periodic. Într-adevăr, în ultimii ani am rămas cu zona urechii. Este extrem de cerută. Vorbim pe toată zona urechii de piercing. Adevărul e că arată și foarte bine. Da, asta vreau să spun și eu. Și mie mi se pare o zonă foarte interesantă în care poți să adaugi un număr relativ mare de piercinguri. Consider că fix din cauza acestui lucru este și foarte cerută cazul. Bineînțeles, nu dau deoparte nici zona buric, nas, zone în continuare foarte cerute, limbă, însă clar putem vorbi de zona urechii, bate orice. Dar după cât timp putem schimba cercelul? Acum, perioada minimă, în cazul care chiar ne dorim să schimbăm un cercel, vorbim de minim o lună de zile. Însă dacă putem să stăm ceva mai mult cu el și suntem ok, este un cercel standard care arată, din punctul meu de vedere, suficient de bine, este recomandat o perioadă un pic mai lungă. Trebuie să ne gândim că cu cât căutăm să schimbăm mai repede cercelul decât perioadele recomandate, cu atât avem șansa să lezăm gaura pe interior și de aici să avem o problemă pe care trebuie să o tratăm, o inflamare a zonei și așa mai departe. Înțeleg. Procedăm și aici ca la carte și ne facem o programare, nu? Clar, da. Recomandăm clienților să-și facă o programare neapărat la piercing. Este normal, se alocă un timp pentru fiecare client, atât de pregătirea zonei de lucru și de sterilizarea zonei de lucru. Și la piercing, din punctul meu de vedere, este mult mai ușor. Programele se fac doar cu o zi, două înainte. Da, un telefon, un mesaj pe WhatsApp, facem programarea și ne vedem la ora stabilită. Cele mai multe piercinguri puse într-o zi. Asta a fost chiar o experiență interesantă. Am avut o domnișoară care și-a făcut 11 piercinguri într-o singură zi. Au fost, bineînțeles, a fost un client care și le-a făcut toate unul după altul. Am avut 6 piercinguri într-o ureche și 5 în cealaltă, deci tot zona urechii a fost. Chiar am felicitat-o la sfârșit, pentru că 2-3 piercinguri este ușor să le suporți, să ți le faci fără nicio problemă. Cum am menționat, este o înțepătură care e foarte rapidă. Dar deja când ajungem la 7, 8, 9, se resimte altfel, organismul fiind lezat de atâtea ori, înțepat de atâtea ori mai exact, resimțim altfel. Și chiar am felicitat-o și a fost super ok tipa. A fost o experiență interesantă. Probabil că în cazul în care hotărăște să mărească numărul, tot la voi va veni. Sperăm. Eu am fost încântat de faptul că a optat pentru atâtea piercinguri într-o singură zi. A fost ceva wow.
pentru că acum trebuie să tragem o concluzie despre acest subiect. Ai vreun sfat pentru cei care ne urmăresc? Da. Da, clar, să apeleze la un salon profesional pentru a-și efectua un piercing. Este foarte important acest lucru. Mulți nu înțeleg această treabă. Primim foarte multe mesaje de la clienți care au probleme cu piercingurile efectuate în diferite locuri. Spații obscure, da, să le zicem. Da, aș putea spune exact. Da. În care nici experiența celui care a efectuat piercingul nu este una mare și automat nu știe cum să-l îndrume și ajunge la un salon, să apeleze la noi, spre exemplu, să ne întrebe ce poate să facă, cum poate să facă. Din păcate, sunt momente în care nici noi nu-i putem ajuta atât timp cât nu cunoaștem procedura prin care a fost montat, modul în care a fost montat, materialul care a fost folosit, atât pentru înțepătură cât și cercelul în sine. Deci i-aș încuraja să apeleze la servicii profesionale din punctul meu de vedere. Vom vorbi chiar acum despre procedura laser. Cornel ne va oferi toate detaliile și Cornel este chiar și cel care realizează această procedură aici la Second Face, corect? Chiar eu. Chiar tu. Cât durează o astfel de ședință laser? Depinde foarte mult de model. Timpul unei ședințe este dat și de către model și de către culoarele sau culoarea culorilor. Da. Acum putem să vorbim de o ședință laser pentru un tatuaj micuț, dau un exemplu, un cuvânt sau poate chiar un simbol. Putem vorbi de un minut, două, sau putem vorbi de o ședință laser care poate să dureze și până la aproape o oră. Vorbim de o suprafață mult mai mare, dau un exemplu, gen antebrațul, un model detaliat, încărcat. Automat timpul diferă foarte mult în funcție de complexitatea modelului, de culorile pe care le are acel tatuaj și de suprafața pe care o ocupă pe corp. Adaug aici, foarte ușor pentru un client, poate să acceseze formularul pe care îl avem pe site, rubrica laser, ne trimite o poză, două, cu tatuajul pe care îl are și dorește să-și îl îndepărteze și primește toate informațiile necesare chiar pe mail. Povestești cu atât de multă pasiune și înainte de a trece la următoarele întrebări pe care le am în minte, bineînțeles, aș vrea să știu cum de v-a venit ideea de a vorbi în acest context, iată, tatuaje, body piercing în acest salon și despre această procedură. Erau cereri mari sau ce se întâmpla? N-aș putea spune partea de cerere foarte mare pentru laser, cât oamenii împinși către cover foarte mulți, tatuaje mai vechi, de care nu mai erau mulțumiți, erau limitați în a-și face ceva peste. Laserul ajută foarte mult pentru a îți face un tatuaj nou, modern, să spunem așa, mult mai multe detalii. Ce înseamnă asta? Vorbim aici că nu e necesară neapărat îndepărtarea completă a tatuajului vechi. Este suficient o decolorare. Vorbim de câteva ședințe, după care deja putem vorbi clar de un alt cover, un tatuaj pe care clientul și-l dorește și este mult mai ușor de executat pe un tatuaj decolorat decât pe un tatuaj care n-a primit nicio ședință laser, să zic așa. E un avantaj pentru client, deși este un proces de durată, ședințele se fac cu un interval, la un interval de timp mai exact, chiar dacă așteaptă un pic clientul, are mai multe opțiuni în momentul în care vorbește de un cover, că aici chiar dacă facem câteva ședințe laser, tot de cover vorbim și are mai multe opțiuni. Înțelegem, deci, că nu se poate îndepărta tatuajul într-o singură ședință, nu? Clar, un tatuaj nu se poate îndepărta într-o singură ședință, sunt mai multe aspecte pe care le luăm în calcul. Vorbim de intensitatea pigmentului de culoare, adâncimea la care a fost introdus în piele, suprafață, bineînțeles. Oricum, pentru îndepărtarea unui tatuaj vorbim de un minim 6-7 ședințe. Spun un minim pentru că există și posibilitatea să creștem numărul cu una, două în funcție de model și, bineînțeles, și de organismul clientului, că până la urmă el este într-o colaborare cu laserul, cu aparatul care îndepărtează tatuajul. Sunt dureroase aceste ședințe? Multă lume întreabă lucrul ăsta și se sperie. Dureroase. Da, e un lucru... Că sună așa... Da, exact. Ce pot să spun? Pișcă. Dacă e să o luăm așa, da? Pișcă. Dar nu este ceva insuportabil. Adică să nu venim cu gândul că, mamă, ce o să doar îndepărtarea lui. Plus că trebuie să ne gândim că vorbim despre o ședință de durată foarte scurtă. Adică dau un exemplu la un tatuaj mic, bineînțeles. Când vorbim de un tatuaj mai mare, există și posibilitatea pauzelor și așa mai departe. Însă majoritatea sunt tatuaje relativ micuțe care nu necesită un timp mai mare de 10-15 minute. Pentru toți este super ok senzație. Cum trebuie îngrijită pielea după
Există un tratament, o recomandare de o cremă pe care clientul să o folosească 7 zile. Nu trebuie expus la soare o perioadă de 2 luni de zile. Trebuie să ne gândim că laserul, ca și efect pe care îl produce asupra pielei, este ca o arsură. Automat știm bine că ne expunem cu o arsură la soare, ne ustură foarte rău pielea, numai că aici ne afectează și zona lucrată. Și să evite piscina sau una în primele 10 zile. Este ușor ca și îngrijire, însă el primește toată informația de la noi la finalul procedurii, plecând cu ea chiar scrisă. Există și riscul de a rămâne cu cicatrici după... Da, există acest risc. Da, există acest risc, dar trebuie să menționăm când se întâmplă acest lucru. Cicatricile apar întotdeauna când pielea nu este pregătită pentru intensitatea laserului, care este reglat mult prea sus, cum spun eu. În general, ședințele, sau prima ședință mai exact, este o ședință la o intensitate medie spre joasă, în care familiarizăm pielea cu laserul, o învățăm, să spun așa, după care la următoarele ședințe creștem constant intensitatea laserului, nemai lezând pielea. Tu dacă vii la prima ședință și, din păcate, mulți clienți își doresc, știu, hai să scoatem tatuajul într-una, două ședințe, nu în 6-7 cât îmi menționezi tu, nu poți să-l dai mai tare, nu e bine să-l dai mai tare. Tocmai explicând și de ce. Lucrând la prima ședință la o intensitate foarte mare, nu dai voie pielii să se mai regenereze, să se refacă. Impactul este mult prea puternic și de aici rămân și cicatricile care le vedem pe net, de care lumea se sperie foarte rău. Însă ele nu au o explicație cum am dat-o eu acum. Toată lumea se uită și zice, mamă, laserul îți lasă un semn. Dacă nu manevrezi corect laserul, da, îți lasă un semn. Ideea este că și nu lăsăm semn, dar ne crește un pic perioada de îndepărtare a lui pentru că lucrăm cu atenție. Înțeleg. Dar este adevărat că de obicei cei care apelează la această procedură își fac mai apoi un alt tatuaj, nu? De multe ori, da. Aș putea spune că cei mai mulți apelează la procedura laser doar pentru a-și bate alt... Elibera zona. Da, exact. A-și tatua alt model peste, exact ce vorbeam și mai devreme, pur și simplu s-au plictisit, nu mai la modă, a fost bătut prost și doresc să-și facă ceva care să arate mult mai bine. Ședințele laser la ce interval de timp este? Noi recomandăm o pauză de minim 3 luni de zile. Atât de mult? Adică da, între prima ședință și a doua? Da, asta este o întrebare constantă. Am făcut și eu cum fac clienții tăi atât de mult. Corect, și nu să ne gândim doar între prima ședință și a doua, și între a doua, și a treia, și a treia, și a patra, atât tot 3 luni. A? Deci e un proces? Trebuie să ne gândim că... Care poate dura și un an, doi, nu? Clar, pentru depărtarea unui tatuaj trebuie să ne luăm în calcul că trebuie să așteptăm minim 2 ani de zile. La fel și când vorbim despre un cover. Trebuie să luăm în calcul că trebuie să așteptăm cam un an de zile până putem să începem să lucrăm peste zona lucrată, peste zona cu ședința laser mai exact. Pauza are și un scop până la urmă, ca așa și mie și multora le-ar fi ușor să zică ne vedem în 3 săptămâni, o lună. Ideea este că nu acordăm suficient timp zonei să se refacă și nici ședinței laser să dea rezultatele dorite. Pentru că, până la urmă, îndepărtarea unui tatuaj, laserul sparge pigmentul de culoare care este sub o formă solidă în piele, însă sistemul limfatic este cel care colectează pigmentul spart. De aici și timpul de care avem nevoie ca să avem toate cele mai bune în urma ședinței pe care tocmai am plătit-o. Noi am estimat cam 3 luni de zile este o perioadă minimă în care să lăsăm organismul să lucreze și să avem și o decolorare după fiecare ședință. Bineînțeles, să știi că pe perioada pandemiei am avut clienți care au stat 8 luni de zile. Și o să fii surprinsă, cum am fost și noi, decolorarea a fost una mult mai mare, adică pauza mai mare a produs o decolorare mai mare. Înseamnă că organismul a lucrat mult mai bine în perioada respectivă. Acum, bineînțeles, ți-am spus, nu toată lumea are răbdarea asta, nu toată lumea așteaptă, toată lumea își dorește când aude de procedura laser, gata, hai să-l scot acum. Nu merge chiar așa. Nu merge chiar așa, da. Există vreo diferență între îndepărtarea unui tatuaj color și a unui tatuaj black and gray? Da, clar. Ce nu știu oamenii este că toate culorile se îndepărtează mult mai greu decât pigmentul negru. Laserul vede mult mai ușor. Și ai zice că e invers. Așa ai zice, da. Ideea este că laserul trebuie să ne gândim că vede mult mai ușor o nuanță închisă decât o nuanță deschisă. Și aici și punctez asupra faptului că roșul este cea mai dificilă culoare de îndepărtat din piele. Există posibilitatea, lucru care este demonstrat în toată lumea, și după 9-10 ședințe să rămâi încă cu rezidu de culoare de roșu în piele. Față de alte culori la care știi că poți să le îndepărtezi în totalitate, cum este negru, spre exemplu, la roșu există această posibilitate. Este normal, e din cauza pigmentului de culoare. Acum vedem ce se mai întâmplă în viitor. Dar oamenii trebuie să știe acest aspect, plus că la ședințele de îndepărtat al tatuajelor color, numărul crește, numărul ședințelor crește. Vorbim de o perioadă ceva mai lungă față de cele de black and gray. Din cauza culorilor care, exact ce spuneam,
se îndepărtează un pic mai greu. Au existat clienți care au venit și au dorit să apeleze la această procedură și când au văzut că e totuși un proces complex, s-a întâmplat ca ei să se răzgândească? Da, clar. Și cred și eu când au auzit. Ideea este în felul următor. Noi aici discutăm cu ei. Oferim până la urmă o consultație, să spun așa, în care explicăm ce înseamnă timpul de îndepărtare al tatuajului, de ce, exact cum am discutat și mai devreme, și până la urmă există posibilitatea să discute cu unul dintre colegii mei pentru un cover. Adică au varianta laser sau varianta cover. Acum, iar rămâne cât de deschis sunt ei la cover, pentru că ce discutam noi cu sunt un pic limitați, ține foarte mult de el, de client în sine. Dar da, dacă renunți la îndepărtarea tatuajului, clar se orientează direct către cover. Și zic, dacă îți aștept un an jumate, doi, atunci poți să merg pe ideea de cover. Avem soluții, ideea este doar să vină la o consultație. Și să aibă curaj, da. Exact. Aveți mulți clienți în această zonă, pe acest segment? Pe partea de laser, aș putea spune că sunt din ce în ce mai mulți clienți. Este un serviciu pe care l-am introdus relativ recent. Bine, recent la noi înseamnă de vreo 3 ani lucrăm cu el. Oamenii nu au fost nici atât de deschiși, însă tot mai mulți artiști încep să trimeată clienții care își doresc un cover către zona de laser pentru măcar 2-3 ședințe de decolorare, după care pot să lucreze liniștit zona. Așadar, se poate să apelezi la 2-3 ședințe, decolorezi doar o parte din vechiul tatuaj, exact. Și apoi se poate interveni. Exact, exact, exact. Și sunt foarte mulți care optează pentru chestia asta. Automat, fiind, am spus, mai ușor să-și facă un model nou peste. Și au zis, dacă să stau 2 ani de zile, să-mi scot tatuajul complet, eu oricum îmi doresc alt tatuaj și atunci apelează la serviciul acesta. Și înțeleg că în această procedură îl implicați direct și pe artistul tatuator, pentru că el vede, practic constată când poate face noul tatuaj, nu? Da, eu consider că ar trebui să fie o colaborare și la noi este o colaborare atât între artist cât și cu mine, să zic așa, că eu mă ocup de această procedură, pentru că noi discutăm constant. Artistul îmi spune, mai am nevoie de o ședință laser sau în momentul în care au trecut 3 luni de zile, clientul în loc să-și mai facă o ședință, vine întâi la artist și discută cu el și zice, uite cum mi s-a vindecat tatuajul, uite cât mi s-a decolorat și de acolo noi discutăm și artistul îi spune, eu consider că mai am nevoie de o ședință laser sau putem lucra acum fără nicio problemă și putem să facem programare pentru tatuaj direct. Da, e o colaborare între artist și cel care scoate tatuajul, părerea mea. Bun. Dragi prieteni, încheiem aici acest subiect, dar vă invităm să accesați conturile de Facebook și Instagram Second Face.